Noi suntem invitat anul câștigătorului Survivor, care spera, dar nu realiza ceea ce înseamnă să câștigi Survivor România. Așadar, îl chemăm pe Alex Delea. Vorbim cu el să vedem, bă, cine e omul ăsta, mă? Cum a fost viața lui până acum, să-l cunoaștem mai bine pe supraviețuitorul Alex Delea. Asta îmi place, mă. Mereu e cu zâmbetul pe buze. Alex, ce bucurie, ce bucurie să revin aici. Ce bucurie. Eu mă bucur mult de tot, mă rog, mai ales că pe pauza publicitară. Unde dorești să ia? Aici, sigur că da. Te-ai și întâlnit cu un coleg câștigător, da, cu Vladimir. Pot să spun persoana pe care am admirat-o foarte mult la X-Saturn. Exact. Foarte mult. Și tu ai și spus, am făcut chestia asta pe Facebook, hai, live, pe pagina. Ai spus că atunci te-ai înscris pentru că vrei să participi de atunci. Am fost fascinat când am văzut competiția asta. Așa, sportivitate, nebunie, junglă, tot. Mi-a plăcut foarte mult și am spus, bă, mă înscriu. Și m-am înscris. Și ai și câștigat. Iar Vladimir Drăghia a și recunoscut că Survivor mult mai greu decât X-Saturn. Totuși se numește Survivor. La X-Saturn el este, să spunem, aproape la fel. Numai că acolo trebuie să supraviețuiești până să intri pe traseu. Aici trebuie să supraviețuiești tot show-ul și să ai grijă la șerpii mici și șerpii mari. Și de toate felurile. Și de toate felurile. Știi, salutare, salutare. Știi ce spuneam mai devreme și asta ți-am zis și când am văzut? Și toată lumea știe, tu ești foarte pozitiv, ești foarte plin de viață și toată lumea a admirat povestea asta. Tu așa ai fost toată viața ta? Nu, foarte mult. Da, toată viața ta a fost așa? Da, mereu, mereu. Din copilărie ți-am Din copilărie, da. Și toate cum a fost ea și acum a fost grea, eu eram bucuros. Dar cum a fost copilăria? De ce zici că a fost grea? Grea în sensul că, na, nu prea aveam ce ne trebuia, așa, lumină în casă, mâncare, lucruri normale, așa, de supraviețuire. Da, de la supraviețuire, așa, da. Dar eu am fost bucuros mereu. Da, adică n-aveam lumină, mâncare, dar n-aveam cum să supraviețuim. Era dar rest era bine. Și tavanul, să spun, era la fel, că picura, trebuia să... cam la fel era. Dar vezi, uite, știi că mă gândesc câteodată, cred că chestiile astea întăresc oamenii să-i facă, să-și dorească, să răspească. Da, da. Și cred că atunci nu simțeai, uite, astea sunt poze cu tine din copil, da. Nu pot să cred. Stai un pic, deci poza era, dinainte este aveam pe... același recamier. Deci e o poză mai devreme. Da. Seama, atunci erau trei modele pe piață. Să știi că eu nu am poze cu mine de bebeluș. Nu m-am văzut bebeluș. Nu am, n-au fost de unde, dar nu eram. Uite, asta aveam și eu, exact așa, recamier. Șmecher mare! Aici nu, mă, măițe, i-am tăiat capul, a trebuit să fac ceva la școală și a trebuit să-i tai capul, ce rău îmi pare acum că i-am tăiat capul. Adică din poză era, da, măiță în spatele tău. Da, acolo. Ia, uite-o. Aici e pentru prima dată când am făcut poze în viața mea. La 4 ani. Am, și tu aveai mileu acolo? Da, normal. Da. Eram puțin grăsut aici. Uite-o, firașiv să fiu. Și toată copilăria asta a fost așa cum spui tu, fără curent, fără tavan, fără... Până pe la vreo 4 ani, așa, cam până acolo am scârțit destul de tare, da, cu mâncarea, cu cam tot. Le-ați mai aduce aminte? Sau chestiile astea doar că îți povestește mama? Ce mi-aduc aminte de un lucru? Mi-aduc aminte că m-am mars la Reșeu. Nu știu, Reșeu. Cu... Da, ăla. Și eram într-o stare în care mi-era foame și plângeam de foame. Na, dar nu era, nu era. Și era mama, mătușa, cred că și unchii mei atunci, nu știu dacă s-a întâmplat înainte de tragedie sau după. Și plângeam și nu aveau ce să-mi dea. Și până la urmă au făcut rost de făină și mi-au făcut o turtă. Reții minte momentul. Da. Asta n-ai cum să-l uiți. Da, nu. Dar după am mâncat turtă și gata, am plecat afară. Da, a fost, da. Pentru mine, nu a fost, adică evident greu, dar nu știam. Eu nu știam că există mai bine exact, decât există atât. Mai bine, atunci exact. Știam că așa e. Lumină știam, că vedeam la alții lumină și am zis, stai așa, că acolo știu că există, dar mâncare, na, dacă așa e, nu era. Și nu știam că poate fi, nu știam cum este. Tu cu mama ta și cu mămăița ați făcut echipa cea mai puternică. Da, da, și mătușa mea, până când am despărțit așa toată familia. Dar de ce? Cum s-a întâmplat? Păi din cauza că o duceam destul de rău. Unchiul meu, la cât de bine o duceam, s-a sinucis, din păcate. Mamaia mea s-a îmbolnit foarte tare și atunci s-a decis, mătușa mea a plecat în Turcia, mama mea în Franța sau Italia, prima dată, nu mai țin minte. Și de atunci a rămas cu mămăița. Da, a rămas cu ea. Și mama ta și mătușa ta au plecat să muncească. Da, da, au plecat, s-au dus. Fie ce o fi, nu exista, nu știu, nu vedeau eu speranță de a reuși în România. Și mămăița până la cât a crescut? Până acum. Până înainte de Survivor. Și până acum și acum vorbesc la telefon cu ea non-stop. Până la 25 de ani. Poftim? Mama ta când s-a întors de la... Sau practic așa a făcut viața ea? Fai, mama mea a reușit să ne ia pe noi în Spania când aveam eu 14 ani. Și a plecat pe la vreo 4 ani.
vreo 10 ani de zile, da, s-a tot plimbat în Italia, Franța, a avut grijă de bătrânică, de un copil, da, acum aproape sunt toate româncele care plecau în afară să aibă ce să dea de mâncare la cei de acasă. Am văzut ce relație apropiată ai cu mama ta. Da, normal, normal, e mama mea! M-a impresionat atunci când ai zis că... Acum, ce faci cu banii? Ce vrea mama? Să avem de toate, acum să avem, știi? Evident, ce bucurie mai mare pot să-i dau eu. Decât, în primul rând, cea mai mare bucurie pentru ea este să știe că eu mă descurc singur. Asta pentru ea e o mare, că eu mereu am depins de ea. Și a plecat la muncă, în străinătate, să te descurci tu singur. Normal, evident, evident. Dar când am mers în Spania, la fel, am mers la muncă, la ea a mers toată viața, mama. De mic până... Mi-aduc aminte că tot a fost un lucru de pleca mereu în străinătate și a zis, mama, uite, pot să plângeam, că venea puțin, pleca foarte repede și îi spuneam, dacă trimis bani și merg o dată la lună la supermarket, zic bine. Și a zis bine. Și îmi trimitea, mergeam la supermarket și îmi lua dulciuri așa peste pe la vreo 7-8 ani de zile și era foarte bucur. Era o bucurie în mine de nu mai puteam de fericire. Și atunci ai putea să pleci în păcată că nu te mai vedea pe tine plângând. Din păcată, na, în păcată. Mă rog, la ideea că nu mai plângeai și că... O am ținut-o de picior odată. Intra în autobuz și o țineam de picior. Nu voiam să plece. Tu stai seama ce a fost în inima ei? Să mă împingă pe mine și să meargă în autobuzul ăla și să plece. Că eu, na, mic. Era autocarul care o ducea la muncă. Da, o ducea la muncă în Italia, în Franța, da. Pentru mine, da, am ajuns acasă, am plâns puțin, dar pentru ea. Mă, da. Ți-a spus de lucrurile astea? Normal, nu vreau să deschid. Subiectul vreau? Da, e greu, uite, mai țin un lucru ăsta, asta îl știe și ea cu siguranță. Eram în Megidia unde am crescut. Și am mers în bucătărie, la fel, n-aveam nimic de mâncare și aveam un borcan de muștar. Și stăteam așa, ne-am pus amândoi și mâncam din muștar, el era în parte, și mâncam din muștarul așa, gol. Da, vezi, uite, așa trebuie să fie, ca să fie bine. Dar știi care, cum ai putut tu să nu te strici, dacă pot să zic așa, în toată perioada asta? Pentru că mămăița a fost cea care te-a ghidat și a avut grijă de tine. Fane, mămăița mea e... Știi, uite, cum ai zis ceva mai devreme, unchiul tău, din păcate, Dumnezeu să-l ierte, și-a luat zilele pentru că o duceați rău și că nu era bine. Tu, în același timp, mereu cu zâmbetul pe buze și ai luat viața asta în piept altfel. Sincer, nu știu cum am ajuns așa. Așa m-am construit, așa m-am fost crescut numai de femei. N-am, așa este, nu știu cum este, nu știu de unde vine mie stările astea așa de bucurie, dar eu mă trezesc bucuros mereu. Și când am o problemă, tot bucuros. Deci nu prea gândesc eu așa, nu mă complic. Deloc, cu nimic. Chiar dacă am o problemă, dacă îmi dai 4 zile să rezolv problema aia, o rezolv în ultimele ore. Alea 4 zile nu mă gândesc la problema aia. O rezolv când deja gata, mamă, trebuie să rezolv problema, gata. Pe ultima 100 de metri. Da. Și până atunci n-am nicio problemă. Nu știu. Da, uite, vezi, cred că asta te-a ajutat să și câștigi Survivor. Posibil. Pentru că modul tău de a fi, n-ai tratat totul ca o dramă, ce se întâmplă. Nu am tratat-o ca pe viața mea. Exact. Acolo era viața mea. Pentru toți era o competiție. Pentru mine era că am avut și vorba asta. Că pentru este o competiție, pentru mine e viața mea, bă. Da, ok, o competiție de 2-3 zile, o săptămână, ai maxim unul, a stat 5, 1, 2, 3, 4, 5 luni de zile, păi mai aveam puțin și știam fiecare frunză de pe insulă. Adică era totuși viața mea, eu nu mai știam cum e viața normală. Eu știam cum e viața de pe insulă, ce era în afara acelei insule era anormal. Păi era tot viața mea și ce să-mi complic eu viața? Păi să o trăiesc exact așa cum este. Cu bune, cu rele, că și alea rele tot bune erau. Depinde de tine cum ți-e. Vezi, asta mi-e place de tine, că tu vezi întotdeauna și partea goală a paharului tot plină. Da, exact, exact, exact. Că dacă, da, nu știu, ai o problemă, dacă te gândești mult la ea, bă, o faci și mai mare. Sau poate nu e o problemă și te gândești atât de mult la ea, încât e o problemă, bă, până la urmă. Lasă, exact, nu mai... tu s-o faci problemă. Exact, exact, exact. Că și un pahar gol, dacă îl ții de apă în mână, îl ții în mână, bă, nu are nicio problemă. Bă, dar dacă îl ții o oră, două, trei, te doare brațul. Lasă-mă paharul la jos, mă. Da, fie cu apă, fie fără. Știi, în același timp, oamenii care s-au uitat la Survivor și te-au iubit foarte tare pentru că ai și câștigat și te-au susținut, nu vine să cred, au văzut în tine, pe lângă faptul că ești mereu pozitiv, mereu vesel, mereu muncitor bun pe teren acolo, pe la probe, dar n-ai fost, nu știu cum să zic, bârfitor, n-ai fost provocator de scandaluri, n-ai fost... Păi, cum să, nu știu, nu mă interesează. Dacă venea cineva și îmi spune, bă, vezi că a zis cineva, deci, bă, nu mă interesează. Nu mă interesează ce spun, nu mă interesează. Nu, de ce să mă... Eu empatizez foarte mult cu lumea și dacă știu că am o problemă cu cineva, eu nu pot să dorm noaptea, nu pot să stau liniștit, nu sunt eu frământat așa, așa că dacă se întâmplă ceva, are cineva ceva cu mine, eu nu vreau să știu, adică nu vreau, nu. Bă, vezi că ai ceva, că ai făcut, nu mă interesează, nu vreau să știu, nu mă interesează, atâta timp cât eu știu că n-am făcut nimica, să zic că ceva, nu mă interesează. Și așa a fost toată competiția.
vezi că avem traseul ăla. Da, mă, nu mă interesează, vedem. Vezi că o să fie finalul. Da, mă, vedem atunci când ajungem. Exact, le rezolvai cum pe ultima studentă. Atunci, cum vin așa, cum ies ele, așa ies. Și a ieșit bine. Știi, wow. Știi ce vreau să te întreb? Mama ta acum a rămas în țară, e în România, nu? S-a mutat, ți-a dus înapoi în Italia, da, nu? În Spania, în da. În Spania. A rămas singurel. De asta zic, adică tot da. Cu mămăița ai rămas. Nu, păi și ea tot acolo e. S-a dus și, și da. Mămăița în Spania. Păi toată familia mea... Că de asta zic, ea te-a crescut până aici, apoi a plecat și ea? Da, este pentru prima dată când, să spunem așa, ne-am despărțit. Dar eu mereu o să revin, o să, cred că o să merg peste o săptămână, două, o să revin în Spania, dar este pentru prima dată când ne-am despărțit, așa să spun. Păi cum s-a întâmplat? Păi eu mi-am dorit foarte mult să revin în România, dar n-aveam de ce. Adică eu puteam să vin în România, dar mă trezeam ca să ce? Nu aveam ce să fac. Mă trezeam ca să mă pun la loc să dorm și nu mi-am dorit asta. N-aveam, nu puteam. Dar acum am avut, să zic, ocazia asta. Am putut să-mi îndeplinesc dorința de a mă muta acasă. Dorința vine, na, cu o, să spunem așa... Sacrificiu. Un sacrificiu destul de mare, da. Să mă mut în București. Și pentru că acum asta e departe de... Da. Da, e nou. E ceva nou. E ceva nou, foarte... Stai departe iar de mama și de mămăiță. Da. Și de unde sunt în Spania? În Costa Brava, Rosas. Cred că în momentul ăsta se uită la mine. Da? Da, se uită, cum să nu se uite? Se uită, se uită pe Pro TV Internațional. Da. Nu avem acasă tot. Eu când cât am fost în Spania, eu nu m-am uitat la televiziunea spaniolă. Numai română. Atât. Eu te urmăream de dacă ai ști tu. Ce tare. Da. Ce mă bucur. Da, foarte frumos, foarte frumos. Și acum a venit momentul așa să spun, hai mă, să vedem ce aș putea să fac eu. Așa, eu sigur. Cred că o să faci foarte multe, pentru Doamne că ești ajută. Foarte talentat și ești sper. Plin așa de viață și ai o energie foarte bună. Apreciez, chiar cred că o să faci foarte multe. Apreciez din suflet, din suflet. Dar fii sincer cu mine, câte cereri de căsătorie ai primit după ce ai terminat să... Tocmai am primit azi un mesaj și spune, doamnă, am o fată de 26 de ani pentru tine, uite, caut acolo, aș tare mult aș vrea să intri la noi în familie. Și zic, doamnă, vă mulțumesc din suflet, dar parcă mi-a oferit așa un... Am o mașină pentru tine, ia să vezi dacă îți place. Da, da, da. Primesc, sper și da. Da, da. Da, tare. Doamna a zis, are o fată de 26 de ani, zici că e într-o farsă pe care am pregătit-o și noi la un moment dat. Deci sunt reale chestiile astea, o să vadă oamenii în viitorul apropiat. Deci asta e, nu? Da. Ok, perfect. E ceva plăcut. Cu Dulie, cum aia? Că Dulie a avut mesaje faine. Cum să fie cum aia? O fată faină de asta. Da, e o fată foarte faină. Ai păstrat legătura cu toți de la Survivor? Da, 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 da. Cu siguranță, cu toată lumea, cine... Fii atent, orice faci, oricând ai nevoie și putem să te ajutăm cu ceva, să promovăm sau asta, vin aici la noi cu brațele deschise și te aștept. Mamă, mamă, ce... Pe cuvânt, pentru că ești un tip foarte mișto și plin de energie, exact cum spuneam, și sper din toată inima să reușești orice îți propui tu să faci. Mulțumesc din și suflet. Și salutări lui mămăiță și mamei tale. Mămăiță! Acolo. Unde, unde, unde? Uite, ești pe mămăiță. Unde? Aici. Aici e camera, nu? Aici e camera. Mamă, mamă, stai că sunt... Așa, stai că sunt nou pe aici, mămăiță, te iubesc, firai tu să fii de grăsuță. Ah! Bă, o scumpete, băi, o scumpete, fii, nu mai pot de dragul, crede-mă, e o... Câți are în acum? 64. 64. Da, e un bebeluș, e copilul meu, e... Ah, nu există minte să o exprim de ea, nu știu să spun de ea, e... Deci, mămăiță, poate într-o săptămână vine Alex acasă, acolo, în Spania, sau... Vine, am promis, te duci la ei, nu? Da. Da, o să, în cam două săptămâni, ne vedem. Perfect. Da. Fii atent.